În urma recalculării pensiilor, conform noii legi elaborată cu scopul de a elimina inechitățile existente, unii pensionari, în special cei cu un stagiu mai mic de cotizare, au pierdut sume importante de bani. Din această lună, 8 din 10 pensionari din România primesc pensii mărite, iar celor cu recalculări pe minus, guvernul le garantează că pensia lor nu scade sub plafonul aflat în plată. Liderii PSD Hunedoara au explicat în cadrul unei conferințe de presă mecanismul noi legea pensiilor. Cei mai mulți pensionari, stimați reprezentanți ai mass media de la Hunedoara, 82% vor primi în medie cu 27% mai mare pensia majorată. Așa cum am spus-o, indemnizația socială va fi de 1281 de lei. Sigur că această lege s-a dorit să se elimine toate inechitățile care au fost, și în mare parte eu zic că s-a rezolvat această problemă, iar realitatea este că cei 17,5% cărora nu le crește pensia la recalculare nu sunt pensionari pe contributivitate. Aici este de reținut. Când treabă, uite, 17%, frate, este altă problemă. Nemulțumiții acuză clasa politică pentru micșorarea veniturilor din cauza deciziei de recalculare, însă reprezentanții PSD aduc argumente privind măsurile sociale aplicate pentru sprijinirea celor cu venituri mici. Ce măsuri a promovat Partidul Social Democrat pentru pensionari în această guvernare? E bine să vi le spun și acestea. E bine să vă spun că în anul 2022 a fost majorată pensia cu 10%, punctul de pensie, majorat cu 10%. A crescut cu 25% indemnizația socială. A fost stabilit un ajutor între 600 și 1200 de lei pentru pensionari cu venituri mici. A fost stabilit un ajutor anual de 700 de lei pentru pensionari aflați în risc de excluzie socială. Deci iată că sunt măsuri sociale care au venit tocmai în sprijinul pensionare. 2023, 3 ani la rând să le luăm așa, să mai zică cineva ceva. În 2023, punctul de pensie s-a majorat cu 12,5%. E o majorare bună, cine spune că nu. A crescut cu 12,5% și indemnizația socială. A fost stabilit un ajutor social între 600 și 1000 de lei pentru pensionari cu venituri mici și, atenție, au fost acordate tichete de alimente de 250, valoare 250 de lei de două ori pe lună. Pentru acești pensionari cu venituri mici au fost emise, ne aducem bine aminte, cardurile de energie, care a fost posibil ca oamenii cu venituri mici să-și poată plăti energia consumată. În 2024, anul de grație, care tot vorbim, a fost majorat cu 13,8% punctul de pensie. A crescut cu 13,8% și indemnizația minimă. Și din nou au fost achitate și tichetele de alimente. Recalcularea pensiilor de la 1 septembrie, de care tot vorbim, care a adus majorări pentru 82,5% dintre pensionarii României, o creștere medie, și atenție, asta trebuie reținută, o creștere medie 26,65%, respectiv cu 662 de lei. Determinând astăzi o creștere a pensiei medie din România cu 20,4% de la 2291 în luna august la 2761 în luna septembrie. De asemenea, indemnizația pentru însoțitorii pensionarilor încadrați la gradul 1 de invaliditate a fost majorată, reflectând angajamentul PSD de a susține toate categoriile de pensionari. Cât despre situația din județul Hunedoara? În județul Hunedoara, numărul de pensionari în plată, 120.626. Număr de decizii emise și distribuite până la data de 27 august, 115.254.
deci o diferență de 5.000 și ceva, aproape 6.000, care, din motive tehnice sau din motive că sunt pe alte legi, nu ar putea fi băgați aici. Vreau să vă spun, și vorbesc despre Hunedoara acum, că numărul dosarelor de pensie cu creștere este de 82.050 de pensionari, care un procent de 68,02% din numărul de total al pensionarilor. Numărul total de pensie care se menține în plată este 338.576, respectiv 31,98%, cei care se menține în pensia actuală. Creșterea medie a pensiei pentru județul Hunedoara a fost de 451 de lei, respectiv 18,04%. Câte pensii depășesc în județul Hunedoara 2000 de lei? 89.027. Reforma în domeniul pensiilor este un pas înainte în asigurarea unui sistem de pensie echitabil pentru toți cetățenii României, a adăugat Laurențiu Nistor.